Miercuri 13 septembrie 2023, mă aflu în localitatea Măgureni din județul Prahova, la sediul Culmodromului Internațional Suprem, unde participăm la etapa derby final de la Ivailovgrad din Bulgaria. Acum am plăcerea să stau de vorbă cu un tânăr campion al județului Prahova și al sudului țării. Este vorba despre domnul Vlad Bogdan din Brevu. Te salut, Bogdan, ce faci? Te-am prins astăzi, n-ai mai scăpat. Da. De multe am venit să trec pe la tine. Păi nu prea ne-am intersectat. N-am reușit să ne vedem. Acum, da, așa e, că ai porumbei scurt. Exact. Ai porumbei la Culmodrom astăzi? Da, sunt 13 porumbei în finală. 13? Da. Din câți? Din 26 am avut la start, am avut 14 în semifinală și am pierdut unul în semifinală. Bine. Chiar un porumbel destul de bun. Sănătate. Având și locul 2 la a doua etapă, la a doua la training. Dar asta este. Asta era e locul 6 la AS din 3. Era cel mai bun pe poziție la AS? La mine, da, era cel mai bun pe poziție. Uh-huh. Era locul 6 din 3. Ce ți-a mai rămas acum printre cei 13? Ca și origini, ce ai aici? Porumbe de Culmodrom? Sau nu neapărat? Nu prea. Eu nu sunt jucător de Culmodrom și nici în ultimii ani nu am jucat pe Culmodrom. E primul an care joc. Ai spart gheața, să zic așa, nu? Am mai jucat într-un an la domnul Costin aici. Da. Asta este al doilea an care joc la el. Este și singurul la care am jucat anul acesta. Am băgat și o să-mi testez porumbei. Porumbei sunt... Nu am porumbei de sprint prea mare. Porumbei mei sunt de bază între 300 și 5-600. Uh-huh. Am porumbei de Gabi Van Den Abel, porumbei de la domnul Cosmin Olteanu. Porumbei autohton de aici, de la noi, din zonă. Da, dar tu joci bine cu ei, bine joci cu ei. Da, am jucat, am concurat, am fost tot timpul la nivel de județ, în primii 10, în primii 20, acolo tot timpul am fost cu câteva categorii. Cât timp stai între ei în timpul sezonului, Bogdan? Îmi permite program, am un program mai lejer și stau destul de mult. Da? Destul de mult stau printre soția ei. Soția n-are nimic împotriva, nu? Că stai mai mult. Le împăcăm pe toate. Și cu soția și cu copiii. Da. Poate nu unde ajuns cu soția și cu copiii cât ar trebui, dar asta e. E mare lucru dacă te acceptă cu pasiunea asta. Ne sacrificăm, da. Fac compromisuri destul de mari și soțiile noastre. Așa e. Având în vedere că ne ocupăm foarte mult timp cu copiii. Crești mult porumbei acasă? Câți ai? În principiu ce lot de zbor? Lotul de zbor, în ultimii ani plecam undeva la 40-50 de porumbei maturi. Ca și tineri, tot undeva la 60 de tineri. Și încheiem cu câți ne ajută Dumnezeu să rămânem. Mai și eliminăm din ei, pentru că sunt mulți care sunt rămân. Da, eliminăm. Că rămân destul de mulți, mai ales pe ruta Bulgaria. Uh-huh. Anul ăsta am făcut o schimb. Nu am vrut să joc demifondurile unde s-au propus la peștera. Oricum, din punctul meu de vedere, colmbofilia și nu numai în Prahova, în țară, se deteriorează de la an la an. Sunt numai toată lumea disperată după locurile de față, nimeni nu se mai uite ca un joc, toată lumea a luat-o prea în serios. Nu mă feresc să o spun, conducerile sunt după bani. A devenit, nu mai este un sport, din punctul meu de vedere, mi se pare că din ce în ce devine o afacere din ce în ce mai mare și sportul s-a degradat foarte mult în ultimii ani. Ca urmare a lucrurilor astea, cred că în următorii ani, nu știu dacă o să mai concurez mai mult de 15-20 de porumbei maturi în campionat, pentru că jucăm fără șanse reale și nu are rost să mai investim atâția bani. Cred că viitorul e să ne distrăm cum ne distrăm și astăzi aici, la o finală, pe Culmodrome, cu șanse de a mai câștiga și ceva. Anul ăsta cum ți-a mers? Anul ăsta am jucat pe ruta Ardeal. Da. Nu pot să spun că sunt mulțumit. Ați revenit pe ruta Ardeal? Am revenit pe ruta Ardeal. Nu o să mai joc nici pe ruta Ardeal, pentru că nu se mai poate. N-am crezut că nu se mai poate, dar într-adevăr nu se mai poate. În schimb, etapele au fost foarte bune la maturi. Sighișoara, Târgu Mureș și Zalău, ce am avut noi primele 5 etape, că atât am putut să jucăm, au fost foarte bune pentru mine. Din 5 etape, m-am uitat acum că au fost centralizarele pe FCPR, ne-au anulat 2 etape din cauza lansării, Sighișoara și Târgu Mureș, unde la Sighișoara aveam 11 puncte la crescători și la Târgu Mureș ceva de genul, așa, 11 sau 13, deci 2 etape foarte bune. Dacă nu mi-anulau etapele alea, eram top 10 pe județ la crescători,
anul ăsta, undeva cred că locul 8 sau locul 9 m-am uitat eu, și la Palmares 2 și 3 ani eram tot în primii 15 județi, zic eu, la viteză, dacă nu mi le anulam. Te-ai descurcat bine. Asta este. Așa da, au fost etape foarte bune, am avut cel puțin la prima etapă, cred că am avut 9 sau 11 porumbei cu sub 10 puncte ca și punctaj, am avut vreo 2 sau 3 cu 0, 0 și ceva, 1. Deci au fost reușite la maturi. În schimb, la Pui, să știți că au fost foarte rele. Atât am jucat la Pui, Sighișoara și Târgu Mureș. Foarte, foarte grele. Nu știu de ce. Foarte grele. S-au pierdut porumbei foarte mulți. Nu mai intră porumbei de unde trebuie să vină. Vin din toate părțile. De unde-ți vin? Și din jos acum, nu? În principiu, cam din jos, da. Deci jucăm spre nord și ei vin din sud. Da. Nu mai trec munții aici peste noi. Da. Clar, e greu, cea mai avantajată pentru noi poziția noastră unde stau eu la Brebu, pentru mine clar, asta e cea mai mare realizare a mea, să joc nord sau sud. Dacă am jucat lateral, stânga, dreapta, est sau vest, ești mort. Sunt mort, da, mă dezavantajez, mai ales la etapele scurte, da, unde porumbeii n-au timp să-și avans. Da, așa e. Exact cum am pățit acum un an, am jucat Paturezovo, din Paturezovo am reușit să fiu în top 10 pe județ la Demifond cu un mascul, doar din Paturezovo. Da. Dacă aveam poate 7, era altă situație, dar după aia am dus la greci și tot așa. În fine, Rezovo pentru noi e o etapă bună, pentru că se duce spre sud și se joacă echitabil. Schimbările astea de rută de la an la altul ți se par normale? Nu mi se par normale nici schimbările astea de rută, dar știți cum e, și să știi că joci de la început fără șanse, mai bine nu mai joci, prefer să nu mai joci și schimbi o rută și încerci în altă parte unde știi că sunt șanse reale. Da. Pentru că dacă eu mă duc să joc unde am jucat anul ăsta la Peștera, exemplu concret, între noi la Brebu și Urlați sunt aceiași kilometri. Porumbeii vin din jos, în mare parte. Da. Și e o problemă. La etapele la 400-500, hai să zic, că din handicapul ăsta mai recuperează porumbelul pe parcurs. Dar la etape de 180-200-250 km, da, n-ai nicio șansă. Vântul și poziția geografică a crescătorii sunt fatale. Și numericul, dacă e mai mare acolo. Și numericul, și numericul, într-adevăr, asta este. Și numericul, dar mă uit că, deci până în etape de 300, foarte mult influențează poziția geografică a crescătoriei și vântul. Și acum nici eu nu o să mă mut de la Brebu, vă dați seama. Prefer să-mi aleg să joc o categorie 2 unde am șanse. Da, așa e. Ca de dovadă că anul ăsta m-am schimbat după Bulgaria și am mers în primăvară pe ruta Ardeal și ca de dovadă din 5 etape jucate am reușit, adică aș fi reușit să fiu în top 10 pe județ, doar din 5 etape jucate. Poate nu le-o anulaș. Se vă rezultate, dar nu cred. Mergi la poate. Nu cred, pentru că asta s-a urmărit. Și în schimb, din 4 fonduri jucate, că am jucat Presovu, am continuat cu ei. Am tânăr pe poziția 23 în campionatul județean și unul pe 35. Dar atâta s-a putut din 4 fonduri. Da, pentru că nu s-a putut face prea mare performanță, pierderi foarte mari. E greu. Da, o rută destul de grea, adică nu mă așteptam să fie atât de dificil. Începusem foarte bine cu primele 5 etape și după aia ce s-a întâmplat și cu Presovul, nu știu, că în alți ani, adică eu asta am stat, de-aia am făcut și modificarea, am pus pe hârtie și am văzut că în ultimii ani care s-au jucat Presovul nu a fost chiar atât de catastrofal, adică era tot cam ceva de genul Rodolivosul din Grecia. Sau poate chiar ca și statistică ieșea mult mai bine Presovul. Da. Și etapele de demifond care le-am avut cu Bulgaria în ultimii 2-3 ani, ca și statistic, ca și pierderi și ca și sosiri, erau mult mai bune cele de pe Ardeal. Și de-aia am zis, mai de să încerc. Și am fost acolo și... Ești un crescător tânăr, ambițios. Au mers treburile până la un anumit punct. Când am băgat la presă, s-a pierdut foarte mulți porumbei și eu chiar mai aveam porumbei de jucat, dar nu mai aveam cucit. Nu trebuie să dezarmezi, Bogdan, da, că... Nu, dar vă spun, cel mai trist este pentru că columbofilia are o descendență spre... O tendință negativă, o tendință foarte negativă. Asta e. Foarte multă răutate între oameni, care nu duce la absolut nimic. De an, ai văzut câte răutate, exact, da. Da, foarte multă răutate. Și ambiții și... Foarte multe orgolii prostești, da. Și mai intervine și problema financiară. A devenit sportul columbofil din ce în ce mai scump. Exact, din ce în ce mai scump.
vremurile sunt în ce în ce mai grele și mă uit că din zi în zi sunt crescători pe care îi cunosc, care se lasă sau care țin de cât de plăcere și nu, da, așa nu poate să mai ducă mai departe, nu se mai poate. Și va fi, cred eu, din ce în ce mai, în ce în ce mai greu. Nu știu, adică nu văd nimic în bine în ultimii 5 ani, parcă totul merge în ce în ce mai rău. Asta e dezamăgirea mea. Îți mulțumesc mult și pentru amabilitate. Foarte mult. Și îți promit că prima oară când intru în breul la tine vin. Vă aștept cu cel mai mare drag. Cu stimă, Bogdan. Toate cele bune. Numai bine.